Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Ziua Zero. Eu sunt Vlad Andreescu, iar astăzi discutăm despre o tranzacție care s-a întâmplat în lumea online-ului românesc. Vom vedea care este legătura între o companie de training și una de marketing online, și anume Ascendis și Ideologic, cunoscută până anul acesta ca Advanced Ideas. I-am alături de mine pe doi reprezentanți ai acestor companii, Sorin Păun de la Ascendis. Bună dimineața. Și Adrian Echim, Ideologic. Bună dimineața. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mai întâi, cum s-a ajuns? Tranzacția a însemnat o operare de 30% din acțiuni. 33%. 33% pentru 250.000 de euro, conform informațiilor de până acum. Cum s-a ajuns această tranzacție între cele două companii? Păi am să încep eu. Noi lucrăm de mai mult timp. Practic, Advanced Ideas, actual Ideologic, ne-au ajutat pe parcurs în mai multe proiecte, în tot ce însemna marketing pentru noi, de la site până la tot felul de proiecte de layout, și ne-a plăcut foarte mult lucrul cu ei. Pasul 2 a fost să construim împreună niște proiecte, ne-am dezvoltat într-o zonă digital, iar mariajul ăsta a devenit natural în momentul în care, strategic pentru ambele companii, a intervenit domeniul digital și pentru noi, pentru Ascendis, tot ce înseamnă proiectele de transformare digitală. Asta e perspectiva mea. Perspectiva este similară și din partea noastră, adică lucrăm de mult timp împreună, am ajuns să ne completăm în diverse zone. În primul și în primul rând, cred că a fost zona, mă rog, pe lângă relații din astea de tip client-furnizor cu care am început toți, acum mulți ani, ne-am dus prima oară și prima oară într-un parteneriat în zona de training. Noi, uitându-ne la piață și văzând că există o mare criză de specialiști, zona de marketing, cumva împreună am dezvoltat un program care să ajute în creșterea mai multor specialiști în marketing digital. Apoi ne-am uitat către digitalizarea organizațiilor, care este o temă foarte la modă și foarte intens căutată. Noi, din perspectiva noastră digitală, ducându-ne cu softuri și consultanță, mai degrabă în relația de digitalizarea relației dintre organizație și consumator, însă lipsea perspectiva de digitalizare a organizației, care ei o făceau deja. Și cumva, punând cele două instituții cap la cap, am ajuns să putem digitaliza o organizație de la proces, optimizare, softuri, până la relația ei cu clientul. La noi avem din ce în ce mai multe proiecte în zona de adopție pentru digital și cumva competența ideologică a venit foarte bine să acopere toată paleta de competențe pe care o putem avea pentru proiecte complexe. Toată lumea vorbește despre digital acum. Cumva ați atins punctele astea puțin. Vreau să vorbesc despre, cum spuneam la început, ați explicat relația deja existentă. Care sunt în momentul de față și pe viitor sinergiile dintre cele două companii? Cum vor lucra? E împreună? Evident, fiecare va avea și domeniul separat. Da, noi, cel puțin în Ascendis, vom dezvolta o divizie, se numește Ascendis Digital, care se va ocupa de toate proiectele, cum spuneam, de transformare digitală. Nu vorbim despre noi, cel puțin Ascendis, despre partea de interacțiune cu clientul externă. Noi ne uităm în interior și aici orice proiect de dezvoltare organizațională are componentă digitală. Iar în acest context avem și proiecte de consultanță. De asemenea, implementăm pentru foarte mulți clienți din portofoliul nostru niște aplicații care ajută să construiască mai bine livrabilele în interior. Și aici, cumva, pentru noi vine ca o mănușă acest nou serviciu pe care îl furnizăm prin Ideologic. Când vorbim de transformare digitală a companiilor, la ce aspecte ne putem referi? Ce înseamnă, poate mulți care au companii în momentul de față, aude, ok, trebuie să ne transformăm digital, ce înseamnă până la urmă asta în cadrul unei companii? Cred că cea mai mare, să începem cu provocările, cele mai mari provocări pe care le vedem în implementarea astfel de soluțiilor de digitalizare,
sunt legate în primul și în primul rând de percepții. Adică vrem să ne digitalizăm, instalăm niște softuri, niște ERP-uri, CRM-uri și așa mai departe, tot felul de acronime de-astea dubioase. Le instalăm, forțăm oamenii să le folosească și ne așteptăm să avem o companie digitalizată. Ceea ce nu este complet adevărat. Adică, în primul și în primul rând, ok, am pus softul, e doar un fier, să zicem, apoi trebuie să lucrăm un pic la proces. Trebuie schimbate procese. Adică nu poți să fii o companie digitalizată doar folosind niște softuri, trebuie să-ți optimizezi și procesele. Și de-aia lucrăm împreună în astfel de soluții. Ți-ai optimiza procesele, apoi încep oamenii să le folosească, va trebui să lucrezi intens la zona de adopție, da? Pentru că vorbim de reticență, sunt niște bariere prin care oamenii nu vor să treacă către digitalizare. În subconștientul lor se simt poate un pic amenințați, poate un pic frustrați. Da? Noi îi ajutăm să treacă peste aceste probleme, să crească rata de adopție și să crească, evident, și ratele de retenție în momentul în care au început să-l folosească, să vadă că obțin beneficii și că viața lor este mai ușoară în companie datorită digitalizării. Cum arată în momentul de față, la nivel de clienți, numai de clienți, cifre de afaceri, cele două companii și care sunt obiectivele comune pentru 2018, primul an în care practic lucrați în această formulă nouă? Nu se lăsa analiză. Ok, pentru noi până acum, să zicem că am crescut organic, anul acesta ideologic o să ajungă probabil în jur de 700.000 de euro ca și cifră de afaceri. Așteptăm pentru anul următor o creștere destul de mare. Ne uităm undeva la o creștere spre 30%, poate chiar un pic mai mult, 30%. Asta datorită parteneriatului mai oficial decât până acum dezvoltat cu Ascendis și datorită investițiilor făcute, în care încercăm să ne ducem către zone noi de piață. Nu știu, dacă intrăm acum în zone noi, evident ne uităm la aceste programe de digitalizare de care tot am vorbit, plus alte subiecte comune între Ascendis și ideologic, de exemplu zona de evenimente, în care organizează foarte bine evenimente, au foarte mare experiență în zona asta. Noi putem veni cu zona creativă a evenimentului, da? Cu concept, cu povestea evenimentului și astfel reușim să livrăm împreună soluții mult mai bune decât am fi putut să le livrăm fiecare separat. Și, da. Iar din perspectiva Ascendis, grupul Ascendis anul ăsta va ajunge la o cifră de afaceri de 6 milioane de euro, iar noi mizăm foarte mult pe această nouă direcție digitală și credem că în următorii ani, asta ne-am și propus, pe de-o parte în piața aici românească să ajungem către 1 milion în următorul an, iar ce ne dorim este să abordăm și piețe externe, pentru că este un produs cu care putem să mergem cel puțin în Europa, dacă nu și mai departe. Adrian, vorbeai de evenimente pe care organizează Ascendis. În ce fel de evenimente puteți face și puteți dezvolta împreună? Păi este vorba de toate evenimentele pe care noi ne denumim corporate, de la întâlniri de management, team building-uri, lansări de produs sau orice tip de eveniment care implică pe de-o parte clienții sau angajații corporațiilor cu care lucrăm. Iar aici, din ce în ce mai mult, există o cerință de integrare a serviciilor. Nu numai un tip de serviciu, trebuie să acoperim tot evenimentul. Iar partea de concept este unul dintre cele mai cerute subiecte. Iar împreună cu ideologic o să avem de acum încolo o abordare mult mai activă în această zonă. Pentru că ai menționat de piețe externe, știu că ideologic are o prezență în Ungaria, în Grecia. În primul rând, ce a însemnat până acum prezența voastră acolo și în acest parteneriat, cum vedeți dezvoltarea europeană? Din perspectiva noastră am abordat această inițiativă a extinderii regionale
Poate un pic din orgoliu, dar evident au fost și niște motive financiare foarte raționale în spate. Am plecat de la o idee venită uitându-ne la piață. Toată lumea își dorește să meargă în Statele Unite sau în Marea Britanie, unde sunt piețe foarte, foarte aglomerate. Ok, sunt bugete foarte mari, dar acolo vorbim de o competiție care, pe bune, te mănâncă de viu. Adică dacă nu ești extrem de bun în ceea ce faci și dacă mai ai și un dram de noroc, te va mânca de viu. Și ne uităm la piețe foarte mari. România e o piață mică în care nu o să poți să crești poate așa cum visezi și foarte rapid. Însă dacă ne uităm la regiunea central și este europeană, în care alături de România punem Ungaria, Cehia, Slovacia, toată zona Adriatică, Bulgaria, Grecia, doar țările astea, deja ajungem la o piață uriașă de aproape 2 miliarde de euro. O piață care începe să rivalizeze deja cu piețele mari din vest și, oricât de ciudat ar părea, nu sunt diferențe culturale atât de mari între România și Bulgaria, de exemplu, decât sunt, nu știu, în America, între New York și Texas. Cred că vorbim de aceleași diferențe culturale, poate chiar mai mari în Statele Unite, între anumite zone. Deci piața este accesibilă. Am avut oportunitatea de a ne duce în cele două piețe anul ăsta, de a deschide două birouri prin partenerii locali, ducându-ne cumva după clienți. Da? Știm că România este o țară în care se stabilesc multe hub-uri regionale din diverse corporații și care coordonează activități în regiune. Același lucru este valabil la un nivel un pic mai mic și în Bulgaria și în Ungaria și așa mai departe, pentru că corporațiile mari deja au văzut trendul ăsta. Da? Nu trebuie să ducă în fiecare țară, au nevoie de un hub regional. În momentul în care noi ajungem să lucrăm cu unul din aceste hub-uri regionale, ei vor fi mult mai fericiți dacă noi putem livra integrat în toate țările pe care le acoperă ei. De aici ideea extinderii regionale. Funcționăm în operațional deja în Grecia și în Ungaria. Vor urma mai mult ca sigur alte piețe noi în anul următor. Încă sunt discuții despre când, cum, dar cu siguranță se vor întâmpla, se vor deschide noi birouri în 2018. Pentru Ascendis, piețe, menționai de cifra de afaceri care va ajunge la 6 milioane de euro, e venită în principal din România, numai din România, cum se vede extinderea regională pentru voi? Și noi, asta este o a doua sinergie, apropo de ce vorbeam mai devreme, și noi avem intenții de a ne extinde. Noi avem o altfel de abordare față de ideologic. Noi, în acest moment, extinderea poate să fie globală cu produsele pe care noi le avem în portofoliu. Zona digital ne va ajuta să acoperim mult mai ușor aceste piețe. Deja noi avem expunere internațională în piața europeană, dar de curând am mers și către Statele Unite, iar contextul ăsta în care ei practic dezvoltă un tip de produs și de know-how care este aplicabil worldwide, pentru noi ne ajută foarte tare și chiar ne cumva potențează visele de a merge în afară. Mă întrebai despre procente, probabil că în acest moment doar 10% din cifra noastră de afaceri este făcută din facturi externe, dar acolo este un potențial pentru ceea ce vrem noi să facem. Întorcându-ne puțin la schimbări din organizații, se vorbește destul de mult în ultimul an apropo de digitalizare, deja vorbim de inteligență artificială, de schimbarea mediului de lucru, dispariția unor joburi pentru oameni, apariția altora. Cum vedeți voi direcțiile acestea în care piața muncii e clar că va trece printr-o schimbare, nu știm când mai exact? Aici pot să răspund, eu sunt foarte implicat în toată această poveste. Știm că în următorii 10-15 ani, probabil schimbările tehnologice o să fie atât de mari încât nici în acest moment poate că nici putem să prevedem ce se întâmplă. Dar din perspectiva forței de muncă sau a dezvoltării capitalului uman, aici o să fie o mare oportunitate. În ce sens? Noi credem și statisticile spun că în următorii 5-10 ani, 60% din competențele actuale pe care le au angajații vor trebui schimbate cu ceva nou. Ori asta înseamnă o oportunitate mare de dezvoltare, care vine și cu un risc. Probabil că metodele tradiționale sunt cumva
ajunse într-un prag al limitărilor și zona digital este cea care acum își forțează, hai să spunem, contextul viitorului. Noi vrem să fim pregătiți, ăsta a fost și motivul pentru care am intrat în acest parteneriat, pentru că există niște trenduri internaționale la în ceea ce înseamnă forma în care oamenii învață, iar digitalul are o componentă importantă. Tot ce, la ce trebuie să fim atenți, și de asta e important nu numai experiența dintr-o anumită zonă, trebuie să fim atenți la adopție, pentru că degeaba construiești o platformă care arată bine și care are un conținut foarte bun, marea provocare este ca utilizatorul să vină în fiecare zi și să adopte acel tip de nouă învățare. Asta este pariul pe care noi mergem în zona pe care Ascendis a construit-o și încercăm să folosim competențele ideologic pentru a crea ceea ce trebuie ca acest lucru să explodeze în următoarea perioadă. Adică cum vezi domeniul ăsta din perspectiva voastră digitală? Ați pornit în digital, continuați aici? Am pornit, continuăm. Vom fi înlocuiți de roboți în curând. Chiar apare frecvent în ultima vreme din tot felul de discuții și formale și informale acest subiect al automatizării forței de muncă, al robotizării. Nu o să ne fure roboții joburile, cu siguranță, dar asta cei de la Ascendis deja fac de mult chestia asta și probabil ar trebui să ajungem, dar mă rog, intrăm într-un subiect mai delicat și la reforme în sistemul de educație, în care să nu mai învățăm să ne dezvoltăm cunoștințele, ci să ne dezvoltăm mai degrabă abilitățile. Da? Nu ne mai angajăm la 18 ani și ieșim la pensie din aceeași uzină, ci ne schimbăm jobul sau rolul în aceeași organizație, poate la câțiva ani. Din zona noastră, da, vrem să ne digitalizăm cât mai mult, toată lumea să fie digitalizată, să avem mai mult timp liber pentru noi. Cu siguranță vom avea mult timp ocupat în coordonarea și programarea roboților, da? Să fie și statul fericit că o să-i poată impozita. E iarăși un trend interesant. Apropo de asta, am văzut de curând guvernul chinez vrea să implementeze un sistem de rating social, apropo de digitalizare. Deja ne ducem niște extreme science fiction. Era un film care ne vorbea despre acest subiect cum vreo 2-3 ani dintr-un serial în care în baza creditelor sociale puteai face diverse lucruri în societate. China deja se pregătește să implementeze un astfel de sistem. Suntem pregătiți. Dar cam asta ar fi concluzia. Pentru că vorbeam de trenduri și educându-ne spre o realitate mai imediată, spre ceea ce faceți voi ideologic în zona de marketing digital, care sunt trendurile pe care ați identificat voi în 2017 încotro se duce în anii care urmează? Aici aș vorbi mai degrabă despre trenduri la nivelul pieței locale și regionale, nu neapărat în ce se întâmplă la nivel global, pentru că trenduri de acum 3 ani din Statele Unite încă n-au ajuns la noi, poate, deși ne uităm foarte mult în zona asta, ca idee, piața din România se uită mai mult la ce se întâmplă în Statele Unite ca și obicei de consum și trenduri de comunicare decât ce se întâmplă în vestul Europei. O să vedem semne de maturizare în piață, vedem semne bune în zona de comunicare socială online, unde următorul trend început deja, dar care va continua să dezvolte, este cel de live video. Vorbim de realitate virtuală. Momentan este un moft și o zonă de inovație, de advertising mai degrabă, dar cu siguranță are și aplicații utile. Noi dezvoltăm foarte mult VR și VR pe bune, adică VR interactiv, nu poze 360. Facem chestia asta deja de 2 ani de zile și continuu accelerat trendul ăsta de dezvoltare de cerere de VR, deci oamenii se uită la tehnologii noi. În zona de conținut, iarăși au început să se dezvolte campanii în jurul conținutului de foarte bună calitate, conținut cu risc viral, cum îl denumim noi. Până acum ne era frică să ne ducem în zona aia.
Nici nu aveam bugete. Dacă ne uităm la împărțirea teoretică așa a unui buget de dezvoltare de conținut, deși conținutul cu risc viral nu înseamnă mai mult de 10% din totalul conținutului dezvoltat, investesc mai mult de jumate de buget în dezvoltarea acestuia și au început să existe campanii de genul ăsta. Vedem iar semne bune în comunicare și trenduri de a nu mai comunica brand, ci de a comunica mai degrabă către consumator, focus pe problemele, nevoile și așteptările lui, ceea ce iar este un semn de maturizare și este un trend care sper că se va dezvolta din ce în ce mai mult, pentru că au rezultate spectaculoase campaniile care vin cu brandul în coadă, nu cu brandul înainte. Astea ar fi principalele zone de dezvoltare și tendințe pentru anul următor și care cred eu că vor fi amplificate foarte, foarte puternic în 2018. Sorin, Adrian, mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Vă urez succes în noua formulă. Mulțumim. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la emisiunea noastră. Ne citim toată săptămâna pe starta.ro și pe oeste.ro. O zi bună!